Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Raportul de Seară, în ediție specială. Alături de mine se află domnul Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni, președintele Organizației Municipale Fălticeni a Partidului Social Democrat și Bogdan Gheorghiu, deputat PNL, vicepreședinte la nivel național al partidului, președintele interimar al Organizației Municipale Fălticeni a Partidului Național Liberal. Domnule președinte, domnule primar, revenind la cele spuse de domnul ministru Gheorghiu, țin minte 2014-2015 până la alegerile 2016, parcă văd în fotografii, în oglindă, aceleași lucruri. Atacat de ce strada Cernăuț nu e terminat? S-a terminat. Atacat de ce spitalul nu e terminat? S-a terminat și cu el. Adică exact ceea ce am realizat, toți sunt atacat. De ce nu, de ce nu? Și după aceea lucrurile au dispărut. Adică dai acolo unde se vede ceva rezultate. Sau nu îi înseamnă ce eforturi s-au făcut. Dumneavoastră, cum evaluați aceste ieșiri? În condițiile în care, asta e firea dumneavoastră, mai mult de primar decât de om politic. Dom'le, colaborez cu oricine dacă aducem un plus comunității. Dar totuși, politic trebuie de luat atitudine. Cum să vă spun, ați... Domnul ministru a făcut și referire și la domnul președinte Stan. Deci. Da, eu vreau să vă spun că, din punct de vedere politic, sunt mai puțin ancorat în toate aceste discuții. Vreau să, la fel de sincer, să vă spun că, din cât îi cunosc eu, nu există o strategie în a discuta o anumită persoană, indiferent că e vorba de președintele Fluturi sau nu. Eu îmi place să cred că sunt niște opinii personale a unor colegi și adică la fel da, cum cel care e mai vizibil să mă văd și eu. Pus în discută emisiunii, în debutul emisiunii, fiecare membru de partid are dreptul la opinie. Acum fiecare ce spune și asumă, pentru că din ce am văzut eu, ele sunt date cu nume, cu prenume, de către cineva. Sunt colegii mei din PSD, nici nu sunt de acord, nici nu îi contrez. Fiecare are dreptul la opinie și fiecare cred că poate să-și exprime punctul de vedere. Acum rămâne să discutăm partea asta de eleganță, partea asta de corectitudine, care sunt noțiuni extrem de subiective. Da. Eu sunt ancorat mai mult în partea asta administrativă, ca să spun așa, pentru că nu am cu tot entuziasmul meu energia necesară să mă canalizez pe ambele domenii. Și am preferat să-mi canalizez energia, resursele și timpul pe activitatea de primar, activitatea administrativă. Lăsând alți colegi din organizația județeană a PSD de a face lucrurile care sunt trecute sau nu în fișa postului lor, în calitatea pe care o au și pe care o reprezintă. Și aveți 18 ani, peste 18 ani în politică, în PSD, cu realizări și cu realizări în administrația publică și realizări, când spunem, cu litere mari. Da? Adică ar trebui tras cineva de mânecă. Măi, băiete, tu așa de amorul artei, de amorul politicii stai și tragi. Poate adică da, nu că poate nu, trebuie să-l respecti, să nu sunt eu cel care trebuie să sesizeze și să spună lucrurile astea. Da. Sunt foruri statutari, birou permanent, birou permanent județean, se iau anumite decizii. Eu atâta vreau să vă spun că, din câte cunosc eu, nu există o strategie centrată pe așa ceva. Da. Sunt, din punctul meu de vedere, sau din câte intuiesc, opinii, păreri personale, iar fiecare încearcă să-și valorifici competențele pe care le are, așa cum crede de cuvință. Dar probabil se va discuta și în cadrul organizației județenii PSD Suceava. Dacă voi fi întrebat, îmi voi transmite și eu un punct de vedere, fără să am, cum să vă spun, pretențiile sau pretenția de a fi cel mai justificat punct de vedere. Dacă voi fi întrebat, voi transmite un punct de vedere pe care îl voi și argumenta, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Sunt într-adevăr anumite chestiuni care trebuie privite și din plan administrativ și din plan politic. Nu vreau să cad în panta asta, să îmi dau cu părerea despre lucruri care nu mă privesc pe mine în mod direct. Pentru că v-am spus, nu sunt eu cel care pot decide acțiunile, nu știu, din Vatra Dornic, Câmpul Lung, Suceava și așa mai departe. Fiecare știe mai bine despre ce este vorba acolo. Una la mână, că nu-i treaba mea, și asta o spun cu toată responsabilitatea, a doua la mână, că nu am informațiile necesare pentru a putea judeca corect. Ca să ai o anumită idee despre o activitate care se duce, nu știu, pe Meste Căniș, trebuie să știu toate amănuntele despre ce este vorba, pentru a putea judeca în deplină cunoștință de cauză. Ori lucrurile, amănuntele astea și informațiile astea nu le am. Da, pe mine mă interesează strict tot ceea ce înseamnă activitatea administrativă și politică la nivelul municipiului Fălticeni. Bun. A fost afectată relația instituțională a dumneavoastră cu președintele Consiliului Județean în urma acestor poziții?
niciodată n-a fost, nu numai în aceste opoziții. Nu, nu, relația instituțională nu, este extrem de corectă. Că doriți și cu parlamentarii de Fălticeni și cu președintele de Consiliul Județean, doriți colaborare atât timp cât se poate. Da, relația instituțională între instituția pe care o conduc eu, respectiv primăria municipiului Fălticeni, Consiliul Județean Suceava, Parlamentul României, cu vorba de Camera Deputaților, cu vorba de Senat, în limita competențelor fiecăruia, pentru că nu pot să-i cer unui deputat să facă un pod sau să extindă o conductă de canalizare. Pot să-i cer unui deputat sau unui senator să găsească cadrul legislativ cel mai potrivit, astfel încât să simplificăm niște proceduri, să putem atrage mai repede niște bani europeni, să clarificăm anumite legi care sunt interpretabile. Asta este rolul lor și aici este ajutorul pe care parlamentarii îl pot da unei comunități locale reprezentate de primar. Cu fișa postului și competențele pe care le au conform legislației, conform Constituției. În rest, m-a întrebat domnul deputat de câini. Într-adevăr, la Fălticeni avem o foarte mare problemă cu câinii comunitari, dar nu este doar la Fălticeni. Da. Este, dacă până acum 7-8 ani nu vorbeam de probleme poate legate de câinii comunitari decât în marile municipii, în marile orașe, de data asta discutăm de probleme cu câini comunitari și în sate și în comune. Da. Să știți că și în jurul Fălticeni și peste tot sunt probleme pe fondurile de vânătoare. E o legislație extrem de strictă în ceea ce privește lucrul ăsta, legislație care ar trebui simplificată și aici o să-i ridic mingea la fileu domnului deputat Gheorghiu, poate găsește o variantă de a modela legislația specifică în ceea ce privește gestionarea câinilor fără stăpân, astfel încât să fim mai constructivi, mai eficienți și să fim mai realiști. Pentru că vă dau un exemplu de legislație în ceea ce privește câinii comunitari. Eu dacă fac o licitație pentru a pune asfalt, de exemplu, conform legii, dacă, mai ales dacă e pe bani europeni, poate veni și o firmă din Portugalia, și din Spania, și din Polonia, și de oriunde din spațiul european. Dacă vreau să gestionez o activitate cu câinii fără stăpân, cu o societate comercială care are în domeniul de activitate gestionarea acestei probleme a câinilor fără stăpân, trebuie să o fac doar în județul Suceava. Firma să fie din județul Suceava. E o conducție extrem de restrictivă. Adică poți să faci orice fel de investiții, din 10 de milioane de euro. Cu orice fel de, poți face autostrăzi, poți să faci spitale. Da. Dacă vine la licitație o firmă din Italia care îi corespunde și câștigă licitația, poți să faci, să gestionezi și să rezolvi această problemă de a semna un contract. Eu dacă am acum și fondurile necesare și toate caracteristicile legale îndeplinite, trebuie să găsesc o societate comercială cu acest domeniu de activitate autorizată, avizată din județul Suceava. Nici măcar nu știu din județul Botoșan sau Iași, pentru că am avut acum 2 ani, am avut o societate cu care am colaborat foarte bine din Vaslui, care avea o adăpost în condiții legii undeva pe lângă Huș, undeva un sat. Da. Totul era absolut în regulă. Nu, trebuie să fii din Suceava. În Suceava, vă mai spun ceva, nu există. Da. Deci eu, ca să gestionez o activitate pe care îi recunosc, nu sunt suficient de capabil ca instituții să o descurc singur, pentru că trebuie oameni angajați, trebuie o sumedenie de cerințe stabilite, de legi, de la medic veterinar până la bani. Și angajați. Persoană care împușcă câinii, acea pușcă trebuie să fie autorizată, trebuie să-i transport cu mijloc de transport, care trebuie să aibă nu știu ce calități, nu știu ce caracteristici. Nu pot, dar am posibilitatea, la fel cum se întâmplă și alte domenii, să externalizez aceste servicii. Exact. Foarte multe instituții ale statului externalizează servicii și primării. Da. Servicii pe care trebuie să le derulez în comunitate, trebuie să le gestionez în comunitate, dar nu pot să o facă singur, din vari motive. Lipsă de personal, lipsa abilităților necesare. De multe ori mai eficient externalizarea. Externalizăm. Aici vreau să fac și eu la fel, să externalizez. Nu pot din cauza legislației existente în România și sunt multe alte probleme legate de... Și eu sunt iubitor de animale, dar vedeți cazul ridicol de ieri. Am citit în presă cu ciorii de la Spitalul Județean Suceava. Da. Plângere penală. Sunt lucruri care pot fi reglate. Contravențional. Au fost oameni bine, dar s-a făcut în urma unei plângeri penale. S-a făcut sesizare la poliție, din ce știu. Eu vă spun un lucru. Ați reținut sarcina, ca să spun așa, că poate la nivelul... Și sunt complet de acord, pentru că noi protejăm specii ca și cum ar fi pe cale de dispariție, dar care, de fapt, trebuiesc rărite, cum e cazul urșilor. Da. Cei din Brașov, Harghita, Covasna și Suceava pe alocuri, dar vă spun, Brașov, Harghita, sunt disperați. Cred că vor ajunge urși până vor ajunge la București. Nu se va înțelege acest lucru. Iar noi, aduceți-vă aminte cât tâmbălau a fost cu ursul Artur. L-am și nobilat pe acel urs. Când totul s-a întâmplat conform legii. Eu am stat de vorbă cu oameni de specialitate. Și mi-a spus clar, înainte erau ierni foarte grele.
o ursoaică care făcea doi pui, abia ieșea acum pui dintr-o iarnă grea. Acum și trei, dacă îi face, depășește cu toți iarna. Pentru că, în afară de iarna mult mai ușoară, sunt și aceste facilități de hrănire pe la marginea orașului, care ușurează, adică elimină selecția naturală, ca să fiu mai clar. Apropo de ciori, nu vă supărați, Suceava are o reală problemă și eu nu știu de ce... Și Fălticeni. Da, în vest s-au găsit de mult soluții. A fost și domnul primar în alte localități. Dom'le, nu vezi picior de cioară. Haideți să vedem ce au făcut aia. Pentru că bănesc, bun, acum părerea mea este că, sigur, ține și de opțiunea fiecăruia, în momentul în care ai un oraș practic sufocat. Chiar ieri mă uitam pe cerul municipiului Suceava, era un nor de păsări, un nor de ciori, atât de dens și de mare, că nu mai vedeai, nu mai vedeai cerul. Cam filmul lui Hitchcock. Exact. Și atunci, sigur că noi trebuie să prioritizăm anumite lucruri și protecția animalelor trebuie aplicată corect, civilizat, și nu în detrimentul omului. Aduceți-vă aminte, apropo de câinii comunitari, cât tămbălău era, tot pentru că făceau niște ONG-uri, niște bani, cât tămbălău era cu câinii comunitari, să-i lăsăm acolo pe stradă, că acolo trebuie să stea. A fost omorât un cetățean japonez, n-a fost suficient. Până a fost omorât un copil la noi în județ, aduceți-vă aminte. Da. A fost și condamnare pe cazul ăsta. Cred că la Pătrăuț, nu? Da. Așa. Și micul Sam, care s-a dus prin spatele casei, m-a cutremurat acel caz. Copil de 6 ani. Așa. După aceea a urmat cazul din Parcul Tei de la București. Au trebuit să se întâmple tragedii foarte mari ca să înțelegem că viitorul acestei țări sunt copiii, nu câinii. Da. Dar astea au fost lucruri extreme care s-au întâmplat până când s-au mai dezmeticit unii și s-au mai făcut cât de cât ordine cu câinii comunitari, o problemă care văd că reapare și în Suceava mai intens. La Fălticeni e de ceva timp, adică inclusiv pe pietonal, în fața la cinema, am văzut cu ceva timp în urmă și problema persistă și chiar se acutizează uneori. Culmea că în orașele mari, uitați, în București au cam dispărut, deși poate acolo era, la periferii, mai când eram student, era un dezastru în București legat de această problemă. Sigur că trebuie să umblăm la legislație, dar trebuie să fim un pic mai fermi în relația cu Europa. Pentru că noi, știți de ce protejăm urși în România, deși avem suprapopulată țară? Pentru că ne obligă legislația europeană. Dar care legislație? Acea legislație care ține cont de faptul că în Germania nu mai există niciun urs, în Franța, Austria nu mai există niciun urs, Franța la fel, ei au alei pietonale, fac jogging prin pădure. La noi, noi mai culegem și bureți. În Covasna, Harghita, la noi încă nu s-a ajuns așa. Da. Nu poți să-ți deschizi o pensiune fără a avea gard electrificat. Pentru că, practic, nu mai vorbim de faptul că-ți mănâncă animale. Vorbim de punerea în pericol a vieții, de vieți omenești. Iar legat de păsări, nu vă supărați, au dat colegii dumneavoastră din presa scrisă fotografii cu băncile de la spital pe... nu știu ce om sănătos la cap, trebuie să-mi explice mie că așa trebuie să fie acolo. Domnule ministru, în calitate de ministru al culturii, ați interacționat instituțional cu primăria municipiului Fălticeni. Cum ați spus în prima parte, legat de clădirea, modernizarea sau reabilitarea clădirii primăriei, au fost și acele două situații, două sau una, legate de spital, da? De anumite demolări și de parcare. Și după aceea o să ajungem și la domnul primar, ca să vedem în ce stadiu suntem. Totuși, e atât de simplu să atragi atenția, să faci un protest, să oprești anumite lucrări și apoi să pornești mașinăria birocratică a statului. Unde Bine. Trebuie... Acolo... Cunoaștem persoane, nu ne referim direct, dar totuși ar trebui rapid, cu celeritate, rezolvat. Acolo și legislația e destul de clară și în momentul în care vezi că o clădire este pasibilă de a fi înscrisă în lista monumentelor istorice, faci o adresă către Direcția de Cultură. Direcția de Cultură, prin Comisia Zonală, merge la fața locului și constată. Dar tu nu faci nimic, 20-30 de ani, și când vezi utilajul care e acolo legal în baza unui proiect, trecut prin toate instituțiile, atunci te legi de gar. Și asta nu e la Fălticeni, e și la București, e o modă. Aici
Apropo, eu aș vrea să fac un scurt comentariu, că l-am ascultat cu atenție pe domnul primar și a remarcat eleganța și diplomația dumisale. Apropo de nume și prenume, știți, sunt și comunicate semnate departamentul de comunicare al PSD, deci acolo e asumarea ca în o scrisoare pierdută, așa. Da. Într-o vreme... Mi-a plăcut, instituțiile de presă refuzau asta. Mi-a plăcut exemplul pe care l-a dat, cum este Cănișul, care din punctul meu de vedere se înscrie tot în zona asta pe care am pomenit-o mai devreme, în sensul că chiar umblă cu bătânta langa doar pentru a-și face vizibilitate sau pentru a răspunde unor interese care de multe ori îmi scapă, dar le văd că există. Într-adevăr, ca notă discordantă față de niște vuvuzele agresive din PSD, domnul Coman s-a dovedit un om echilibrat, pentru că are o majoritate mai mult decât confortabilă. Da, dar tot vreți să-l împingeți în 2024, da? Stați să vă spun. Nu, acum am senzația că nu. Nu. În 2024 alegeri locale. Și după aceea vă spun și cu 2024. Da. Are o majoritate mai mult decât confortabilă, 12 din 19. Da, am înțeles în că consiliu... și colaborați, adică domnul la proiectele, dacă nu mă întrerupeți un minut, e mare realizare pentru mine. Mulțumesc frumos. Deci are 12 din 19 consilieri locali. Da. Și cu toate astea, vreau să-l felicit pentru exercițiul de democrație pe care l-a demonstrat. Consiliera PNL, doamna Amarie, care este colega mea de organizație de la Fălticeni, va prezida prin hotărâre de Consiliul Local toate ședințele de Consiliul Local la Fălticeni până la sfârșitul anului. Faptul că nu calcă în picioare cu o majoritate absolută principiile democratice e un lucru de lăudat la domnul Coman și, într-adevăr, a spus ce a spus, că a luat act legat de afirmațiile mele cu aroganța primară de 80%, s-a dus în 67%, într-o zonă mult mai echilibrată, ați văzut și dumneavoastră. Da. Acum puteți să... V-am doar să-mi duc la capăt ideea și... Vă rog. Nu atât. Acum am dus-o la capăt. Vă rog să mă întrebați ce voiați cu 2024. Dacă îmi permiteți mie, vreau să spun cu laudele astea, mă cam... Vă pun pe gânduri așa, știți că e o vorbă, ferește-te de greș și să vă fac daruri. Da, instinctele de... Adevărul trebuie recunoscut. Da, e o chestiune de absolută normalitate. Nu, dar recunoscut în partea a doua, că își dorește concurență serioasă. Ca să fiu foarte sincer, nu-mi doresc concurență serioasă. Cum a avut până acum, da. Iar am înțeles greșit. Declarativ, sigur, că sună bine. Da, dar știți, eu nu sunt, cum să vă spun, adeptul... lucrurilor extrem de elegante în dauna adevărului și a realității. Eu sunt un om cu picioarele pe pământ, care, bineînțeles, și oricine cred că ar fi în locul meu ca un politic, nu și-ar dori competiția, așa cum nu-și dorește nimeni în sport, decât poate de spectatorii. Una să joace, nu știu, FCSB, o dau un exemplu acum cu echipa cu care țin, să joace cu o echipă slabă și toată lumea să bucură. Nu trebuie să fim nici ipocriți. Când România, acum la campionatul preliminar, a căzut într-o grupă slabă. Și trebuie să fim o presiune. Mai bine jucăm cu Franța decât cu Israelul. Nu, mai bine jucăm cu Israelul cu Franța. Acum să vedem dacă e bine până la capăt. Dar revenind la ce spuneam eu, chestiune de normalitate. Da, doamna Mariana Marei va fi președintă ședință pentru următoarele trei luni. Chiar ieri a prezidat prima ședință de Consiliu cu ceva emoții inerente, dar lucrurile au fost absolut în regulă. Noi la Fălticeni, cum să vă spunem, lucrăm în folosul comunității toți și să știți că discuțiile, cel puțin în ultimele două mandate, că am avut și problemele acelea din 2012-2016, discuțiile în Consiliul Local, care nu erau întotdeauna argumentate, dar eu îmi place să cred că clasa politică, indiferent de domeniu, s-a mai maturizat, a mai devenit o leagă din selecțiune. Pentru că și acum sunt, noi să spunem că suntem în alianță la nivel național, PSD-ul cu PNL-ul și la nivel de Fălticeni, noi avem 12 consilieri plus viceprimarul care are și el drept de vot, deci suntem 13 din 19 cu tot cu viceprimar, are și USR-ul 2 reprezentanți, are PNL-ul 4 reprezentanți, să știți că orice fel de discuții care se poartă în interior se poartă pentru proiecte. Eu cum am dat seama că a luat și președintele USR la PSD are 100% în Consiliul Local, domnul primar. A luat-o pe urmele Mălinului, da? Da. Păi, nu știu, cred că a fost impusă această metea, n-am spus și eu, dar în fine. Am înțeles. Tot ce am pus în discuție a PSD-ului, faptul de cu traseiștii, acceptați, neacceptați, trimiși, împinși pe ușă, în curte. Eu sunt sigur că domnul Coman nu poate să spună ce voi spune acum. Sunt foarte mulți PSD-iști
membrii PSD, ca să nu pară că o spun în, într-un anumit sens, deci da. oameni din Partidul Social Democrat care se bucură de venirea domnului Mândruță, dar n-au curaj să o arate, în speranța că se va schimba conducerea la nivel județean. Nu știu, e prea rapid. O fi militar, domnule, fi având o cadență de... Se plâng foarte mult din organizație de dictatura domnului Stan, pentru că dânsul compensează... Eu nu cred că e de acord cu dumneavoastră, domnul. Compensează lipsa de anvergură politică prin agresivitate. Ține cu mână de fier partidul. Domnul Coman, care este stăpân pe procentele dumisale, n-a dansat tot timpul cum a cântat la flaut domnul Stan. Și de aceea s-a mai ales cu o suspendare. De-aia am spus, dacă ați fost atent la un dat în emisiune, am spus că în PSD sunt mai mulți poli de putere și unul e aici cu mine la masă. Da. De-aia am spus. Sunt lucruri diferite. În PNL este clar că noi avem un lider de necontestat. Și nu pentru că i-ar fi frică cuiva să-l conteste, pentru că n-ai cum să-l contești prin prisma rezultatelor, a cifrelor și a muncii depuse și a carismei până la urmă. Pentru că gândiți-vă ce a fost PNL-ul până la venirea lui Gheorghe Flutur și cum a evoluat de când a venit Gheorghe Flutur în PNL. Sigur că lucrurile acestea... și apropo de etape și de astea etape, gândiți-vă că și noi la Fălticeni am avut Fălticeniu două mandate prin primarul Tofan. Domnul Coman a avut răbdare, a săpat până a ajuns primar. Nu se poate așa, să vii, să te înscrii înainte de alegeri și pe aia să ții jucării să plece. Nu așa se ajunge primar. Și domnul Tofan, dacă e vicepreședinte de Consiliul Județean, domnul Coman va fi președinte de Consiliul Județean? Sau cum? Dacă tot țin aproape... Nu știu dacă are ambiții, asta nu știu, dacă are ambiții la nivel de județ domnul Coman. Nu, m-a lămurit că nu are ambiții. Este... eu știu cum e, că eu țin minte de la minister. Când te prind proiectele, de obicei vrei să continui munca de care te-ai apucat. Greu te muți dintr-o parte în alta, atâta timp cât vezi că vântul suflă în pupa și ai iertați-mă, domnul ministru, sunt proiecte începute din 2017, da? Parcă 2016-2017 și materializate. Credeți-mă că acum, și domnul, greu, că sunt proceduri. Și domnul Tofan a pentru gândit la fel, dar pentru asta primarie, nu l-a... Pentru un primar e și dureros, domnul Tofan a gândit la fel, dar asta nu l-a oprit pe domnul Coman să-l bată și noi trebuie să găsim omul potrivit să-l bată pe domnul Coman. Da. Faptul că suntem într-o coaliție e una, dar faptul că la alegeri vom fi într-o competiție e alta. Mm-hmm. Nici aici nu e foarte clar. Nu e 100%, da. Anumite discuții la nivel central. Așa nu este. Putem să le influențez eu, cel puțin aproape deloc. Domnul deputat poate, pentru că are o poziție ierarhică puțin mai pronunțată decât a mea. Este permanent la București, acolo, și mai ușor de știut. Când sunt membru BEX în PNL, dar totuși la discuțiile alea în coaliția, discuțiile scurte cu o mână de oameni, participă domnul Flutur. Acolo, probabil, la un moment dat se va decide, probabil va avea un cuvânt greu și președintele țării, dacă se va merge pe o competiție doar la Consiliul Local, fără să ne contracandidăm la primărie. Mm-hmm. La asta cred că vă referiți, da? Da. Mm-hmm. Erau niște discuții. E o discuție, dar nu e tranșată. Dați apă la moară partidelor care sunt antisistem, adică antipartide care sunt organizate serios, pe structuri în tot județul, în toată țara, adică mi se pare așa. Orice partid care are structuri serioase și e un partid serios, nu trebuie să se teamă de nicio alianță, de niciun fel de colaborare. Dar în momentul în care tu ai zero primari sau trei primari în toată țara, cu siguranță că nu-ți convine, pentru că, într-adevăr, PNL-ul și PSD-ul sunt partide tradiționale, sunt partide cu structuri în teritoriu și sunt partide care au primari și președinte Consiliului Județene. În rest, să nu poate nimeni să mă contrazică că am văzut USR-ul ce bune l-a bătut toba, dacă ne-ai pus la treabă, uite ce a făcut Fris la Timișoara, uite ce face Clotild sau nu știu cum îl cheamă primarul de la sectorul 2 din București. Uite-te la Nicușor Dan, chiar dacă l-am susținut și noi, mea culpa, dar este fondatorul USR-ului, uitați-vă ce performanțe face, la Brașov și așa mai departe, adică nu vă supărați. Ei pe unde au fost, au pârjolit, exact ca turci,
au pârjolit totul în calea lor. Și așa da. Le spunea cineva din PSD mandat trecut că ei sunt ieniceri, că au fost crescuți în altă parte și trimiși înapoi în țară. Da, cine a spus? Da. Domnul Bacalbaș o spunea, da, dacă tot corect, m-ați întrebat. Da. Domnul primar, ne întoarcem la dumneavoastră pe finalul emisiunii. Bine, va avea un cuvânt și domnul ministru. Despre parcarea spitalului, despre iluminatul public și stadiul reabilitării clădirii primăriei. Într-adevăr, sunt doar trei dintre proiectele de amergură la nivelul municipiului Fălticeni. Foarte pe scurt despre fiecare dintre ele. Clădirea primăriei, unul dintre primele proiecte semnate la nivel național prin PNRR. Am fost personal la sediul Guvernului României din Piața Victoriei. Am semnat împreună cu domnul Ceche Otilo. Asta nu înseamnă că trec la UDMR, dacă tot să vorbim. Păi nu, bănuiesc că lucrurile intră într-o anumită normalitate. Într-adevăr, am fost unul dintre primele 7 UAT-uri care a semnat și primii care am luat banii. Da. Pentru că prima tranșă de bani europeni din PNRR pe acest proiect de finanțare a fost la Fălticeni. Am decontat o parte din proiectarea tehnică la clădirea primăriei, valoare de 81.000 de lei. E o sumă mică comparativ cu banii alocați de Uniunea Europeană prin PNRR, dar ne bucurăm că noi am fost primii care efectiv am pus mâna pe acei bănuți și au intrat în conturile noastre. Se lucrează la obținerea ultimelor avize, pentru că e o clădire puțin mai pretențioasă, e vorba de o clădire de patrimoniu, avem banii necesari, știm ce avem de făcut și în cel mai scurt timp o să scoatem la licitație partea de execuție a lucrării după ce proiectul depus va primi toate avizele și autorizațiile necesare. Vorbim de iluminatul public, un proiect început din 2017, exact ceea ce vorbeam, foarte multe proceduri birocratice, foarte multe termene pierdute din vari motive, de la lipsa de personal a celor care trebuie să verifice documentațiile, până la chestiuni spinoase legate de obținerea vizelor, dar suntem în situația în care suntem în implementarea acestui proiect, 15,2 milioane de lei, 152 de miliarde bani vechi, lei vechi, vorbim de o cofinanțare de 2% din partea primăriei Fălticeni și 98% bani europeni. Dacă îmi permite să fac un simplu calcul matematic, 15,2 milioane lei bani pe care atragem doar pentru proiect pe iluminat public din bani europeni, depășește cu aproximativ 1 milion de lei totalul taxelor și impozitelor pe care le strângem de la cetățenii municipiului Fălticeni. Adică dacă într-un an de zile toți banii pe care îi încasăm din taxele și impozitele locale urma să aibă o singură destinație, nu ne ajungeau doar pentru iluminat. Deci asta spune multe referitoare la consistența fondurilor europene pe care le accesăm. Parcarea spitalului, la fel, un moment cu cântec atunci, s-a trezit cineva, se găsească o valoare istorică, arhitecturală, culturală, unei clădiri care timp de 30 de ani n-a interesat pe nimeni absolut nimic. Din câte știu eu, legea asta cu privind protecția e undeva după Revoluție, 90, 91, 92, persoana respectivă a trecut prin fața spitalului, cred că a beneficiat și servicii medicale acolo de câteva zeci de ori. Niciodată nu a fost interesat efectiv să facă acest lucru. Dar printr-o adresă. Printr-o simplă adresă. Înaintez o adresă, eu mă numesc Gigi Popescu și vă rog să înscrieți în lista monumentelor istorice obiectivul X pentru că și pentru că. Și vine Comisia Zonală la Direcție pentru Cultură, da? Analizează și decide sau nu clasarea obiectivului respectiv. A fost un simplu exercițiu de imagine a persoanei respective care, eu știu, vor sfătui. Lucrurile merg mai departe. Sigur că da, se apropie de finalizare, cu toate că termenul de finalizare a lucrărilor este vara anului viitor. Sperăm și din discuțiile care am avut constructorul și din vizualizarea progresului pe șantier că vom finaliza până la finalul acestui an, astfel încât anul 2023 să găsească condiții optime și pentru cei care locuiesc în blocul ANL, cele 56 de apartamente pentru care am alocat 60 de parcări doar pentru ele, pentru că mai rezolvăm indirect o problemă extrem de necesară și extrem de obligatorie, crearea fluxurilor de intrare și ieșire separate din blocul ANL cu cele din spital, pentru că persoanele care locuiesc acolo nu trebuie să intersecteze nici auto, nici pietonal cu cei care au o anumită problemă de rezolvat în spitalul. Trebuie să spun și eu ceva aici. L-ați întrebat mai devreme de colaborare instituțională cu Consiliul Județean Suceava. Păi, dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată, derulată de Consiliul Județean Suceava prin Anghel Salin, include și Fălticeniu, nu? Sigur că da, cu o finanțare consistentă, aproximativ 20 de milioane de euro. Milioane. Un proiect comun cu Consiliul Județean Suceava și furnizorul de apă. Și în ce zonă se dezvoltă infrastructura de apă și canalizare?
Sunt străzi pe care vom atinge la finalul acestui proiect. Sunt străzi, odată cu finalizarea acestor străzi, cu introducerea rețelelor de apă, vom ajunge 100% pe Fălticeni cu apă potabilă. Și la canalizare undeva la 93-92-94%. Dar încă o chestiune foarte importantă, se reabilitează pentru prima oară conducta mare de aducțiune de la Baia 1, 2 și 3, care aduce apă potabilă până la rezervorul la Tâmpești. Și de ce spun că este foarte important? Una la mână că este o conductă foarte groasă, foarte amplă, foarte periculoasă, orice fel de avare înseamnă oprirea apei pentru întreaga zonă. Și încă o chestiune foarte importantă, odată reabilitată această conductă, vor beneficia de apă potabilă, vor beneficia de avantajele acestui proiect, pe lângă locuitorii municipiului Fălticeni, și cei din Preotești, și cei din Hârtop, și cei din Bunești, și cei din Rădășeni, și cei din Baia, și cei din Fântâna Mare. Toate aceste comunități vor fi cuplate și vor beneficia de avantajele reabilitării și modernizării integrale. Vedeți ce lucru bun face Consiliul Județean pentru zona Fălticeni? În colaborare cu primăria. Dar Muzeul de Artă Sacră de la Fălticeni? Domnul ministru, în colaborare cu primăria. Păi sigur, păi nu se poate fără colaborare. Muzeul de Artă Sacră de la Fălticeni, ce ne puteți spune? Că pe zona culturală mă interesează și el pe mine. El este în administrarea Muzeului Național de Muzeul Național al Bucovinei și aici avem o colaborare bună cu domnul Emil Ursu, pentru că au trebuit rezolvate anumite chestiuni privind certificatul de urbanism a vizelei de către primăria municipiului Fălticeni. Și am fost foarte prompt pentru că și pe noi ne interesează. Aici știți cum e, de data asta chiar mă interesează, cu toate că nu-i treaba mea să spunem, da? Dar de data asta este și treaba mea că e în Fălticeni. Eu pot să spun foarte bine, doamne, noi la mine, la Consiliul Județean, care l-au dat la Muzeul Bucovinei, n-am treabă, nu mă interesează. Bineînțeles că mă interesează că e în Fălticeni și mă interesează să am o clădire frumoasă, funcțională, decât una care se dărâmă. Așa ar vrea unii colegi de-a dumneavoastră să spună domnul Futur, că nu-l interesează, numai că din păcate nu va spune așa. Eu de asta v-am întrebat de Muzeul de Artă Sacră. La un moment dat m-a întrebat Marius Cocoș pe mine într-o emisiune și am spus că nu, m-a întrebat dacă nu consider o nerealizare a mea ca ministru al culturii și am explicat că nu ține de Ministerul Culturii acest muzeu de la Fălticeni. Da. Este un muzeu în Fălticeni, dar este un proiect depus pe PNRR sau acum urmează să depună proiectul tehnic. De aceea v-am întrebat de stadiu cu siguranță. Noi am emis certificatul de urbanism, am emis toate avizele și autorizațiile care stau în sfera noastră de competență. Din câte știu eu, este un proiect depus tot pe cu finanțare europeană privind reabilitarea, modernizarea și crearea acestui. Domnul Chidoveț, eu sunt foarte fericit că am avut un partener onest în persoana domnului Cătălin Coman, care a recunoscut meritele administrației liberale județene. Chiar dacă partidul domniei sale se comportă în județ parcă ar fi în opoziție. Nu, acolo sunt câteva elemente turbulente care au vizibilitate doar prin gălăgie, dar exact cum a spus domnul Coman, nu reprezintă vocea partidului, pentru că vedeți, a spus un lucru foarte interesant pe care eu l-am remarcat. Dacă mă va întreba cineva, voi spune și eu că nu știu, că poate nu știu exact ce el amestecă, nici până nu merg acolo. Ei, s-ar putea ca vocea partidului, dacă ar fi întrebați mai mulți membri, să fie alta decât ce fac 2-3 vuvuzele. Da. 27 septembrie au trecut 2 ani din mandatul 3, foarte scurt. Cât mai scurt? 30 secunde. Mulțumiți sau nu? Sigur că da, sunt mulțumit de ce am realizat până acum în această perioadă dificilă și vreau să mai spun un lucru important, pentru că tot vorbim de această alianță la nivel național și am fost întrebat și într-o emisiune la radio cum văd eu lucrurile. Având în vedere perioada extrem de dificilă pe care o traversează nu numai România, întreaga Uniunea Europeană și întreaga lume, după 2 ani de pandemie de COVID, după acest război din Ucraina cu efecte clare, evidente la nivelul întregii lumi, eu cred că lucrurile merg bine, pentru că chiar dacă nu este rapiditatea proiectelor, investițiilor, cea pe care ne-o dorim, chiar dacă lucrurile nu se derulează peste noapte, bine că merg înainte. Vom intra, și sper să nu fie niciodată cazul ăsta, să intrăm în panică sau în avarie atunci când stagnăm sau când mergem înapoi. Deocamdată mergem. Când nu facem noi 50 de km de autostradă în 2 luni și îi facem într-un an, important e că îi facem. Iar v-am spus, în acest context extrem de nefavorabil la nivel mondial, cum este și cazul la Fălticeni. Și noi am avut greutăți și cu banii, și cu una, și cu alta, pentru că nu ai cum să fii tu, faci tu notă discordantă de la toate problemele care sunt în lume. Dar mă bucură că proiectele merg înainte, ne bucură că în continuare că reușim să tragem bani europeni. Asta e un semn de că ne îndreptăm spre o normalitate. Eu sunt un tip optimist, dar și realist în același timp și eu zic că lucrurile atât la nivelul municipiului Fălticeni cu problemele pe care le avem în continuă creștere, suntem pe un trend ascendent și sunt convins că și la nivel național vom face același lucru, având în vedere că lucrurile merg înainte. Dacă am început cu domnul primar, închei cu domnul ministru. Domnul ministru, sunteți mulțumit de efectele acestui mariaj guvernamental PNL-PSD?
Da, mai scurt, sunt, 10 secunde, că da, i-am dat domnului primar 30 secunde, a luat un minut sunt, și ceva. Sunt mulțumit, mai ales că domnul primar a spus foarte bine legat de ce investiții derulează și cât strânge din taxe și impozite. Hai să fim cinstiți, Fălticeniu nu duduie economic, nu e ca Rădăuțiu. Da. Nu e ca, nu știu, au agenții economici mulți și strâng, au și o independență bugetară mult mai mare, cum e Șcheia, care are mai multe fabrici decât Suceava. Adică sunt care au un buget propriu ce le permite o extrem de mare larghețe în cofinanțări. Ori aici, la Fălticeni, trebuie mers foarte atent pe proiecte, pentru că e singura șansă de a dezvolta localitatea, pentru că să fim cinstiți, în afară de acolo, ați văzut, cea mai prosperă firmă e una care duce oamenii de la noi la muncă în străinătate, adică asta e realitatea. Nu din trebuie băcat să ne ascundem după deget. Iar ceea ce trebuie făcut la Fălticeni, trebuie încurajate investițiile în zonă. Este singura cale de relansare a zonei, de readucere a celor plecați în străinătate. Iar un element important în relansarea economică a Fălticenului va fi autostrada A7, care se va face. Se va face pentru că aici vorbim de o strategie la nivel planetar, dacă vreți, nu vorbim de o strategie la nivel național. Ori, marea provocare și pentru mine ca om născut pe acele meleaguri și pentru toți cei care ne pasă de acea zonă este relansarea economică a Fălticenului. Și m-ați întrebat, de aceea am făcut aceste precizări, coaliția care a funcționat pe relația primăria Fălticeni-Consiliul Județean a demonstrat că aceste lucruri se întâmplă în beneficiu Fălticeniului, pentru că a pomenit de spital domnul primar, dar dacă nu exista sprijin guvernamental de la guvernul PNL, în care eram și eu, și țin minte că am avut și o discuție cu ministrul Nelu Tătaru legat de, la un moment dat, o tranșă de vreo 10 milioane sau 12 care a venit pentru spitalul Fălticeni. A fost un drum lung cu spitalul de la Fălticeni. A fost eforturi concentrate. Dar, și nu poate nimeni să spună că a avut merit doar el. Da. La Fălticeni a fost un efort în care și-a unit forțele mai multe partide politice, bine, mă refer aici în special la PNL și PSD, pentru ca acest proiect să fie finalizat. Iar Gheorghe Flutur a fost un om direct interesat ca spitalul din Fălticeni să fie finalizat și domnul primar care este aici nu cred că va nega acest lucru. Nu, aș fi spus-o la vremea respectivă, am punctat. Domnilor, mai e ceva de adăugat? Mult mai multe sunt de adăugat, dar formatul emisiunii nu ne permite fizic acest atunci vom da o... Ne mai invitați și altă dată. Bineînțeles, mulțumesc pentru participare. Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor, numai bine!